viața este experiența. Experiența pe care o dobândim prin relație. Nu se poate trăi în izolare. Viața este relație, iar relația înseamnă acțiune. Cum poate cineva înțelege relația care este viața? Nu cumva relația nu înseamnă doar comuniune cu oamenii, ci și intimitate cu lucrurile și ideile. Viața este o relație care se exprimă prin contactul cu lucrurile, cu oamenii și cu ideile. Pentru a înțelege relația, trebuie să ne putem întâlni cu viața în mod plenar, adecvat. Ne preocupă deci nu atât capacitatea, deoarece capacitatea nu este independentă de relație, ci mai curând înțelegerea relației, înțelegere care, în mod natural, generează capacitatea de a ne obișnui rapid, de a ne adapta rapid, de a reacționa rapid. Relația este oglinda în care te descoperi pe tine însuți. Fără relație nu existi. A fi înseamnă a fi în relație. A fi în relație înseamnă existență. Existi numai prin relație, nu pentru că gândești că existi ai intrat în existență. Existi deoarece ești în relație, iar conflictul se naște numai prin neînțelegerea acestui fapt. Neînțelegerea provine din utilizarea relației numai ca un mijloc de promovare a activităților noastre. Însă relația este un mijloc de a te descoperi pe tine însuți, deoarece relația înseamnă a fi, ea este existență. Fără relație, eu nu exist. Pentru a mă înțelege pe mine însumi, trebuie să înțeleg relația mea cu celălalt sau cu ceilalți. Relația este o oglindă în care mă pot vedea pe mine însumi. Această oglindă poate să-mi ofere o imagine deformată sau o imagine așa cum este, să reflecte ceea ce este. Dar majoritatea dintre noi vedem în relație mai degrabă lucrurile pe care dorim să le vedem decât ceea ce este. Am dorit mai curând să idealizăm, să evadăm, să trăim în viitor decât să înțelegem prezentul imediat. Examinându-ne viața, relația noastră cu celălalt, constatăm că, de fapt, constă într-un fel de izolare. Nu suntem efectiv preocupați de celălalt, deși vorbim mult despre aceasta. În realitate, lucrurile se petrec altfel. Suntem în relație cu cineva, numai atâta vreme cât relația ne face plăcere, cât ne oferă un refugiu, cât ne satisface. Dar îndată ce intervine o tulburare în relație, o înlăturăm. Cu alte cuvinte, relația există numai atâta vreme cât e plăcută. Această afirmație poate părea dură, dar dacă îți examinezi viața cu atenție, vei constata că se referă la un fapt real. Și a nu ține seama de fapte înseamnă a trăi în ignoranță, ceea ce nu poate duce la relații corecte. Dacă ne cercetăm viața rațională, constatăm în noi existența unei rezistențe împotriva celuilalt. Un fel de zid despărțitor, pe deasupra căruia îl observăm pe celălalt, rămânând mereu în spatele lui, fie că zidul este psihologic sau material, economic sau naționalist. Atâta vreme cât trăim izolați, dincolo de zid, nu se poate stabili o relație cu celălalt. Și totuși, trăim îngrădiți, deoarece ne face mult mai multă plăcere și credem că e mai sigur. Lumea e atât de distrugătoare, plină de atâta suferință, de războaie, de haos, de nefericire, încât vrem să ne refugiem înăuntrul zidurilor de fortificație a ființei noastre psihologice. Astfel, relația dintre noi este în majoritatea cazurilor o formă de izolare. Evident că asemenea relații dau naștere unei societăți la fel de izolaționiste.
iată ce se întâmplă pretutindeni în lume. Tu rămâi în izolarea ta și îți întinzi mâna peste zid, numind aceasta naționalism, fraternitate sau cum vrei să-i spui, dar în realitate permanentizezi existența guvernelor suverane și a armatelor. Rămânând legat de propriile tale limite, crezi că poți crea unitatea lumii, pacea în lume, ceea ce este imposibil. Atâta vreme cât îți statornicești granițe, fie naționale, economice, religioase sau sociale, este de la sine înțeles că pacea nu poate exista în lume. Procesul de izolare implică voința de putere, fie că este vorba de putere individuală sau a unui grup rasial, ori național, problema e aceeași, deoarece dorința însăși de putere, de poziție socială, presupune separatism. La urma urmei, asta ne dorim, nu-i așa? O poziție puternică în care să putem domina, fie acasă, fie la slujbă, fie într-un regim birocratic. Fiecare din noi caută puterea și, în consecință, va instaura o societate întemeiată pe putere, fie ea militară, industrială, economică, etc., ceea ce, din nou, este un fapt evident. Nu cumva dorința de putere, prin însăși natura ei, este cea care izolează? Lucrul trebuie precizat cu hotărâre, deoarece cine dorește o lume pașnică, o lume în care să nu fie războaie devastatoare, nici atrocități, nici sărăcia înspăimântătoare la scară uriașă, trebuie să înțeleagă această chestiune fundamentală, nu-i așa? Omul plin de simpatie pentru cei din jur, îndatoritor, lipsit de setea de putere, un asemenea om nu aparține niciunei naționalități. Nu poartă niciun drapel. Nu se poate trăi în izolare, nici o țară, nici un popor, nici un individ nu pot trăi izolați. Însă, în goana după putere, pe căi atât de diferite, creăm izolarea. Naționalismul este un blestem, deoarece prin însuși naționalismul său, prin spiritul său patriotic, creează un zid împotriva celuilalt. Ce se întâmplă când ridici un zid împotriva cuiva? Va bate în continuu în zidul tău. Ori de câte ori opui rezistență, această rezistență e un semn că te afli în conflict cu celălalt. De aceea naționalismul, care implică un proces de izolare și este rezultatul voinței de putere, nu poate cu niciun chip aduce pacea în lume. Naționalistul care vorbește de fraternitate spune minciuni. Trăiește într-o stare de contradicție. Poate însă cineva să trăiască în lume fără voință de putere, de poziție socială, de autoritate? Bineînțeles că da. Atunci când nu se identifică cu ceva superior lui. Identificarea cu o instanță superioară, partidul, țara, rasa, religia, Dumnezeu, dovedește că, de fapt, ești mânat de voința de putere. Simțindu-ți golul interior, vrei să te identifici cu ceva care să te împlinească. Aceasta e o altă formă a voinței de putere. Relația este un proces de descoperire prin care te poți cunoaște pe tine însuți. Mulțumindu-te să stabilești o ordine exterioară, un sistem, o formulă captivantă fără a-ți cunoaște căile minții, rămâne un fapt minor. De mare însemnătate este înțelegerea importanței interrelațiilor umane. Atunci ele își pierd caracterul izolaționist, devin mijloace de a-ți descoperi propriile tale motivări, propriile tale gânduri, propriile tale căutări. Și această descoperire însăși este începutul eliberării, începutul transformării.
în toate experiențele vieții noastre, suntem întotdeauna un observator care își adună din ce în ce mai multe fapte sau care se contrazice pe sine. Cred că există și altă modalitate decât această atitudine dualistă a unui observator separat de fenomenul pe care îl observă, și anume o stare în care cel care gândește și gândul lui sunt unul și același. Atâta vreme cât trăirile mele rezultă din impulsul de a deveni ceva sau cineva, această separare între gânditor și gândirea lui persistă. Nu există un proces integral, ci un centru care operează prin intermediul voinței de a fi sau de a nu fi, în mod colectiv, individual, național, etc. Așa se petrec lucrurile la scară universală. Atâta vreme cât efortul se scindează în experimentator și experiență, integrarea nu este posibilă. Ea nu poate avea loc decât în clipa în care gânditorul nu mai este și observator. Știm că în prezent există gânditorul și gândirea lui, două stări diferite. Efortul nostru este de a le reuni. Voința de acțiune este întotdeauna dualistă. Oare putem trece dincolo de această voință care separă, să descoperim o stare în care acțiunea dualistă să nu existe și gânditorul să fie una cu gândirea lui? Atâta vreme cât sunt separați, divizați, efortul nostru este deprisos. Urmărim un proces fals, care este distractiv și care este și un factor deteriorant. Credem mereu că cel care gândește este separat de gândul lui. Când descoper că sunt lacom, posesiv, brutal, consider că nu ar trebui să fiu așa. Cel care gândește în felul acesta încearcă atunci să-și modifice gândurile și, în consecință, face un efort pentru a deveni altminteri decât este. În acest efort, urmărește iluzia că există două procese separate, deși, de fapt, este vorba de unul singur. Cred că aici se află factorul esențial de deteriorare. Oare putem trăi starea când există numai o singură entitate și nu două persoane separate? Atunci vom descoperi, poate, ce înseamnă să fii creativ și vom cunoaște starea în care nu există posibilitatea unei deteriorări, oricare ar fi tipul de relație umană. Sunt lacom. Afirm că eu și lăcomia mea nu suntem două stări diferite, ci una și aceeași, anume lăcomia. Să vedem dacă este așa. Dacă sunt conștient că sunt lacom, ce se întâmplă? Fac efortul de a nu mai fi, din motive sociale sau religioase. Fac întotdeauna efortul înăuntrul unui mic cerc, limitat. Pot mări cercul, dar va fi întotdeauna limitat. Prin urmare, factorul deteriorant se află acolo. Privind mai profund și mai îndeaproape, constat că cel ce face efortul este cauza lăcomiei, dar și lăcomia însăși. Mai constat că nu există un eu și lăcomia care să fie separate, ci numai o stare de lăcomie. Dacă îmi dau seama că nu există un observator care să fie lacom, ci că eu sunt acela, atunci datele problemei se schimbă radical. Reacția noastră va fi total diferită, efortul nostru nu va fi mai destructiv. Ce poți face când întreaga ta ființă este lacomă, când orice ai întreprinde totul se reduce numai la lăcomie? Din păcate, nu gândim în felul acesta. Eul, entitatea superioară, soldatul care controlează e cel care domină. Din punctul meu de vedere, procesul este destructiv. Este o iluzie, dar știm de ce perseverăm întrânsa.
mă scindez într-o instanță superioară și alta inferioară pentru a continua fără să modific nimic. Dacă acceptăm că e vorba de lăcomie în care eu-ul să fie cuprins, nu separat de starea respectivă, atunci ființa mea întreagă este lăcomie. Ce se întâmplă atunci? Avem de-a face cu un proces complet diferit, un proces creator, în care nu există ideea de eu, dominator, care devine într-un mod pozitiv sau negativ. Aceasta este starea în care trebuie să ajungem dacă vrem să fim creativi. În această stare, nu mai există cineva care să facă un efort. Nu are niciun rost să încercăm a determina această stare, de a o defini pe cale verbală. Încercarea unei conceptualizări nu ne duce mai departe. Importantă e înțelegerea că cel care face efortul și obiectul către care tinde sunt identice. Această înțelegere, firește, este o extraordinară atenție, perspicacitate, vigilență, pentru a discerne cum mintea se disociază într-o instanță superioară și alta inferioară. Cea superioară fiind cea securizantă, entitatea permanentă, rămânând însă un proces intelectual, deci subordonat timpului. Experiența dorită este indispensabilă. Dacă o facem, vom constata că un factor cu totul deosebit își face apariția. Până acum gândirea nu ne rezolva problemele și nu cred că va putea vreodată să o facă. Ne-am bizuit pe intelect ca să ne arate calea de a ieși din complexitatea existenței noastre. Cu cât intelectul este mai viclean, mai perfid, mai subtil, cu atât varietatea sistemelor, a teoriilor, a ideilor este mai mare. Iar ideile nu rezolvă niciuna din problemele noastre umane, nu au făcut-o niciodată și nu o vor face niciodată. Mintea nu ne poate oferi soluții viabile. Calea gândirii nu este calea care ne-ar putea scoate din dificultățile noastre. Mie mi se pare că mai întâi ar trebui să înțelegem procesul gândirii și să fim, poate, capabili de a-l depăși, de a descoperi o cale care să ne ajute la rezolvarea problemelor noastre, nu numai cele individuale, dar și cele colective. Cei mai inteligenți dintre noi, filozofii, savanții, conducătorii politici, nu au rezolvat cu adevărat niciuna din problemele umane, relațiile dintre noi și celălalt, dintre tine și mine. Până acum ne-am folosit mintea și intelectul ca să putem cerceta această problemă, sperând că în acest fel vom găsi soluții. Dar gândirea, afară de cazul când se află în laborator sau pe planșeta de proiecte, nu se apără mereu pe sine, nu se perpetuează pe sine, nu este ea condiționată. Și oare în felul acesta poate rezolva vreuna din problemele pe care tocmai ea și le-a creat, cărora ea singură le-a dat naștere? Sigur, gândirea este o reacție. Dacă îți pun o întrebare, tu îmi răspunzi. Îmi răspunzi potrivit memoriei tale, prejudecăților tale, educației tale, climatului tău, întregului fundal al condiționării tale. Răspunzi potrivit acestor date și gândești în conformitate cu ele. Centrul acestui fundal este eu-ul în procesul acțiunii. Atâta vreme cât fundalul nu este înțeles, atâta vreme cât procesul gândirii, eu-ul care creează problema, nu este înțeles și rezolvat, suntem în mod inevitabil într-o stare conflictuală interioară și exterioară, în plan intelectual, emotiv și în cel al activităților noastre. Nicio soluție, de niciun fel, oricât ar fi de inteligentă, oricât ar fi de bine gândită, nu va putea pune capăt vreodată conflictului dintre om și om, dintre tine și mine.
dându-ne seama de acest lucru. Fiind conștienți de modul și sursa din care izvorăște gândirea, ne punem întrebarea: poate vreodată gândirea să ajungă la un rezultat? Orice fel de problemă, economică, socială, religioasă, a fost ea vreodată cu adevărat rezolvată prin gândire? În viața ta de toate zilele, cu cât reflectezi mai mult asupra unei probleme, cu atât apare mai complexă, mai insolubilă. Nu așa se întâmplă în viața noastră de toate zilele? Reflectând asupra anumitor fațete ale problemei, poți discerne mai clar din puncte de vedere deosebite, dar gândirea nu poate cuprinde problemele în complexitatea și totalitatea lor, ea le poate vedea numai parțial, iar un răspuns incomplet nu reprezintă o soluție. Cu cât reflectăm mai mult la o problemă, cu cât o cercetăm, o analizăm și o discutăm mai mult, cu atât ni se arată a fi mai complexă. Dar oare există o posibilitate de a considera această problemă în totalitatea ei? Este acest lucru posibil? Aici mi se pare că rezidă dificultatea noastră cea mai mare. Problemele noastre se multiplică, există pericolul iminent al unui război, relațiile interumane sunt profund perturbate. Cum am putea cuprinde această problematică în totalitatea ei? Nu pe compartimente, nu divizată. Oare lucrul este posibil? Da, desigur. Dar numai când procesul gândirii, care își are sursa în eu, în sinele nostru, edificat pe baza tradiției, a condiționării, a prejudecăților, a speranței și disperării, e stopat. Oare ne putem înțelege eu-ul? Nu analizându-l, ci conștientizându-l ca pe un fapt și nu ca pe o teorie. Nu încercând să-l dizolvăm în vederea obținerii unui rezultat, ci doar urmărindu-i activitatea, acțiunea sa permanentă. Oare îl putem privi, fără a interveni în vreun fel oarecare? Asta e problema, nu-i așa? Dacă în fiecare dintre noi, centrul eului, cu dorințele sale, poziție socială, autoritate, permanență, autoapărare, n-ar exista, fără îndoială că problemele noastre ar ajunge la o dezlegare. Problema eului nu poate fi rezolvată pe calea gândirii raționale. E nevoie de o anumită conștiință care nu ține de gândire. A fi conștient este suficient. Atâta vreme cât căutăm un rezultat, fie prin analiză, conștientizare sau prin examinarea constantă a fiecărui gând, ne aflăm încă în planul gândirii, adică în domeniul eului, al ego-ului sau cum vreți să-i spuneți. Atâta vreme cât predomina activitatea minții, iubirea nu se poate afirma. Din clipa în care iubirea guvernează relațiile umane, nu vom mai avea probleme sociale. Dar iubirea nu este ceva ce poate fi dobândit. Mintea poate încerca să-și o însușească, ca pe o jucărie nouă sau un nou mod de gândire, dar mintea nu poate fi iubitoare doar propunându-și rațional acest lucru. Am văzut mai adineauri că, dacă mintea se străduiește să nu mai fie lacomă, înseamnă că mai e lacomă, nu-i așa? La fel, atâta vreme cât mintea dorește, năzuiește și se exersează să fie iubitoare, n-are cum izbuti pe această cale. Examinând complexa problema a vieții, conștientizând procesul propriei noastre gândiri și realizând că în realitate el nu poate duce nicăieri, tragem cu siguranță o concluzie și ajungem la un punct de vedere care nu este individual, nici colectiv. Atunci,
problema relației individului cu societatea, a individului cu comunitatea, a individului cu realitatea, încetează de a se pune, deoarece atunci există numai înțelegerea, o înțelegere care nu este nici personală, nici impersonală. Cred că numai ea poate rezolva imensele noastre probleme. Nu apare ca rezultat al unei gândiri lineare, ci numai când intuim procesul gândirii în integralitatea lui. Și nu numai la nivelul conștiinței, ci și la nivelurile profunde, mai ascunse, ale ei. Pentru a ajunge la această înțelegere, trebuie ca mintea să fie extrem de liniștită, extrem de calmă, să poată privi problemele fără imixtiunea altor idei sau teorii, fără să fie distrasă în altă parte. E una din dificultățile noastre, deoarece mintea ne fuge în toate părțile. Pentru a înțelege, pentru a fi în stare de receptivitate, e suficient să privesc. Nu trebuie să mă gândesc la obiectul potrivit, ci doar să-l privesc. Din momentul în care încep să gândesc, să-mi fac o opinie despre el, am și produs o diversiune. Așadar, de câte ori ne confruntăm cu o problemă și începem să judecăm, să comparăm, să ne facem o opinie, această reflecție ne împiedică să privim, pur și simplu, și în felul acesta, să înțelegem și să rezolvăm problema. Din păcate, nu ne putem închipui că am putea să ne lipsim de această activitate a minții. Spui, cum să pot exista, trăi, fără a gândi? Să fiu cu mintea goală? A avea mintea golită nu înseamnă a fi năuc, într-o stare vecină cu idioțenia. Și instinctiv respinge o asemenea idee. Și totuși, o minte calmă, liniștită, o minte neagitată de propriile ei gânduri, o minte receptivă, deschisă, poate privi orice problemă simplu și direct. Capacitatea de a privi problemele în acest fel e singura soluție. Dar mintea trebuie să fie liniștită, calmă. Această stare a minții nu rezultă în urma unor practici de meditație sau de control. Nu apare ca rezultat al unei discipline, constrângeri sau sublimări. Apare fără niciun efort al eului, al gândirii, apare atunci când eu înțeleg procesul gândirii, când pot privi un fapt fără a fi distras. În această stare de liniște deplină a minții, înflorește iubirea și numai iubirea necondiționată poate rezolva toate problemele umane. Când observ cum îți funcționează mintea, nu observ numai nivelurile ei superioare, cum se spune, ci și subconștientul. Numai așa o poți studia. Nu intervii, promițându-se să-i dictezi ce să facă, cum să gândească sau să acționeze, ar fi doar simple afirmații. Când îți propui cu mintea să fie așa și nu altminteri, încetezi examinarea, încetezi reflecția sau îndată ce începi să citezi în alte autorități, atunci, din nou, încetezi de a mai gândi. Dacă îi citesc pe Buddha, pe Hristos sau pe XYZ, acest fapt pune capăt oricărei căutări, oricărei reflecții, oricărei analize. Așadar, trebuie să te ferești de aceste lucruri. Trebuie să lași deoparte toate subtilitățile minții, dacă doresc să cercetez problema eului împreună cu mine. Care este funcția minții? Ce face ea? Procese de gândire, nu-i așa? Atâta vreme cât mintea nu funcționează, conștient sau inconștient, nu există conștiință. Să examinăm ce face mintea noastră când se confruntă cu problemele de zi cu zi, precum și acel strat al minții de care, în general, suntem inconștienți.
să privim mintea așa cum este și nu așa cum am vrea să fie. Ce este mintea, așa cum funcționează ea? Este în ultimă instanță un factor de izolare, în esență, aceasta e efectul gândirii. Gândire izolată, rămânând totuși colectivă. Gândești potrivit reacțiilor tale, memoriei tale, experienței tale, cunoașterii tale, credinței tale. De pildă, dacă îți spun că trebuie să aibă loc o revoluție fundamentală, reacționezi imediat, în mod negativ, în cazul în care ai făcut investiții serioase, spirituale sau de altă natură. Iată, reacția ta depinde de cunoștințele tale, de credința ta, de experiența ta. Faptul este evident. Reacțiile pot fi diferite. Spui, trebuie să mă por frățește, trebuie să colaborez cu ceilalți, trebuie să fiu prietenos, trebuie să fiu amabil și așa mai departe. Ce înseamnă asta? Tot atâtea reacții, dar reacția fundamentală a gândirii este izolaționismul. Să începem să observăm funcționarea minții în manifestările ei, în activitățile noastre, în felul credinței, în cunoaștere, în experiența noastră. Ele ne dau siguranță, nu-i așa? Siguranță și putere. Ne întăresc eul, fie că numești acest eu superior sau inferior. Toate religiile noastre, toate sancțiunile noastre sociale, toate legile noastre sunt făcute pentru a sprijini individualitatea, eul fiecăruia, pentru a sprijini separativismul. La extrema cealaltă se situează statul totalitar. Cercetând și subconștientul în profunzime, constatăm acolo același proces. Inconștientul colectiv e determinat și influențat de mediul înconjurător, de climat, de societate, de tată, de mamă, de bunici. Și acolo, aceeași dorință de afirmare, de dominare ca individ, ca eu. Am văzut prin urmare că funcția minții, așa cum o cunoaștem, așa cum funcționează în viața zilnică, duce la o atitudine izolaționistă. Nu-ți cauți salvarea individuală? Vei fi cineva în viitor sau chiar în această viață vei fi un om mare, un mare scriitor. Cu toții tindem la separatism. Oare mintea poate funcționa și altfel? Să nu gândească separat, să nu se limiteze numai la sine, în chip fragmentar? Este imposibil. Și atunci ne închinăm în fața ei, devine foarte importantă. Știi bine că din clipa în care ești ceva mai ager, mai perspicace, mai informat, mai cultivat, devii un personaj important în societate. Tu însuți îi venerezi pe cei care îți sunt superiori intelectual, pe juriști, profesori, oratori, pe mari scriitori, pe cei care știu să explice și să prezinte. Îți cultivi intelectul și mintea. Dar funcția minții este aceea de a separa. În lipsa separației mintea nu există. După ce am cultivat acest proces timp de secole, ne dăm seama cât de perturbante sunt relațiile interumane. Putem fi stimulați, constrânși, conduși prin autoritate, prin teamă, fie economică, fie religioasă, dar nu putem colabora. Dacă aceasta este situația actuală, nu numai la nivelul conștiinței, dar și la cel subconștient, dacă acestea ne sunt motivațiile, intențiile, căutările, cum să se poată crea un spirit de colaborare? Dar atunci cum trebuie proceda ca să ajungem la o coparticipare inteligentă? Cum lucrul acesta s-a dovedit aproape imposibil,
Religiile și partidele sociale organizate impun individului anumite forme de disciplină. Pentru a obține o acțiune comună, disciplina devine imperioasă. Până ce nu vom înțelege cum poate fi depășită această gândire care separă, care pune accentul pe eu și pe al meu, fie în forma sa colectivă, fie în cea individuală, nu vom avea pace, ci neîncetate conflicte și războaie. Problema pe care ne-o punem este de a sfârși cu gândirea care separă. Poate gândirea să suprime vreodată eu-ul, prin gândire înțelegând procesul verbalizării și al reacției. Gândirea nu este altceva decât o reacție. Gândirea nu este creatoare. Poate să-și pună capăt sieși. Aceasta este ceea ce încercăm să aflăm. Atunci când spun, trebuie să mă disciplinez, trebuie să gândesc mai adecvat, trebuie să fiu așa și nu altfel. Gândirea se constrânge pe sine, se impulsionează, se disciplinează pentru a fi sau a nu fi într-un fel anume. Nu este aceasta o acțiune de fragmentare? Prin urmare, s-a ajuns la stadiul acelei înțelegeri integratoare care funcționează ca un tot, totuși ea e singura care poate genera spiritul de colaborare. Cum să punem capăt gândirii? Altfel spus, cum poate gândirea, care prin natura ei este fragmentară și parțială, să se anuleze? Cum vei proceda? Prin așa numita ta disciplină? Evident, nu ai reușit în toți acești ani, altfel nu ai fi aici. Examinează-te, rog, procesul disciplinării, determinat tot de gândire și care implică supunere, reprimare, control, dominare, practici afectând subconștientul, care odată cu bătrânețea își va reclama drepturile. După atâtea îndelungate și inutile eforturi, vei fi constatat că eu-ul nu poate fi suprimat prin disciplină, deoarece, în fapt, aceasta contribuie la întărirea lui. Totuși, toate religiile o preconizează, toate meditațiile tale, afirmațiile tale, se bazează pe eficiența disciplinei. Să ne întrebăm iarăși. Poate fi eu-ul dizolvat prin cunoaștere, prin credință? Cu alte cuvinte, ceea ce facem acum, oricare din activitățile în care suntem angajați în prezent și care urmăresc să ajungă la rădăcina eu-ului, vor izbuti oare? Nu cumva reprezintă o imensă irosire a gândirii? Să vedem ce se întâmplă când înțelegi în profunzime că gândirea nu se poate autoanula. Observă-te! Ce se întâmplă când ești deplin conștient de acest fapt? Înțelegi că orice reacție este condiționată și că eliberarea, cea dintâi, orice de pe urmă, presupune necondiționare, iar libertatea este întotdeauna inaugurală, nu finală. Când îți dai seama că orice reacție este condiționată și, prin urmare, permanentizează existența eu-ului, ce se petrece? Lucrurile trebuie privite foarte limpede. Credința, cunoașterea, disciplina, existența, tot ceea ce ai făcut cu intenția de a obține un rezultat, de a atinge un scop, ambiția de a deveni ceva în această viață sau într-o viață viitoare, toate, până la urmă, creează o atitudine segregaționistă care aduce după sine distrugere, nefericire, războaie, din care nu există scăpare prin măsuri colective, cum ar fi amenințări cu lagărele de concentrare și toate celelalte. Ești conștient de faptul acesta? Dacă îți dai seama și spui, așa este,
Chiar asta e problema mea. Ăsta e exact punctul în care mă aflu. Văd la ce duc cunoașterea, disciplina, la ce duce ambiția. Înseamnă că ai trecut pe altă treaptă a conștientizării. Cunoaștem cu toții căile intelectului, dar nu cunoaștem căile iubirii. Calea iubirii nu poate fi găsită prin intermediul intelectului. Intelectul, cu toate ramificațiile, cu toate dorințele sale, ambițiile, căutările, trebuie să fie redus la tăcere pentru ca iubirea să poată lua naștere. Știi bine că atunci când iubești, participi și nu te mai gândești la tine. Aceasta este cea mai înaltă formă de înțelegere. Nu când iubești privind lucrurile de sus, nici când beneficiezi de o situație privilegiată. Când îți investești în acest fel interesele, nu e vorba de iubire, ci doar de exploatare, născută din teamă. Iubirea se dezvoltă numai în absența intelectului. Doar când învățăm să ne iubim unii pe alții, numai atunci e posibilă colaborarea, conlucrare inteligentă, comunicarea adevărată, plenară. Numai atunci putem descoperi ce este Dumnezeu, ce este adevărul. Deocamdată încercăm să găsim adevărul pe cale intelectuală, prin imitație, o formă de idolatrie. Numai respingând integral, prin înțelegere, eul în totalitatea sa, poate ființa ceea ce este etern, fără sfârșit, incomensurabilul. Tu nu poți merge spre el, el vine spre tine.